Fratele Vasile Hozana, de pe inimă un gând, din 1 Samuel, capitolul 24, și că e o seară de studiu, lecturăm cele 22 versete din acest frumos pasaj, 1 Samuel 24, începând cu versetul 1. Când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit și i-au spus: iată că David este în pustiul Enghedi. Saul a luat 3.000 de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. A ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă. David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Oamenii lui David i-au zis: iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrășmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea, inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Și a zis oamenilor săi: să mă ferească Domnul să facă împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Cu aceste cuvinte, David a oprit pe oamenii săi și i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat să iasă din peșteră și și-a văzut de drum înainte de drum. După aceea, David s-a sculat și a ieșit din peșteră. El a început să strige atunci după Saul: împărate, domnul meu! Saul s-a uitat înapoi și David s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis lui Saul: de ce asculți tu vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele, în peșteră. Oamenii mei mă îndemnau și să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. Uite, părintele meu, uite colțul hainei tale în mâna mea. Fiindcă ți-am tăiat colțul hainei și nu te-am ucis, să știi și să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire și că n-am păcătuit împotriva ta. Totuși, tu mi-ai întins curse ca să-mi iei viața. Judece Domnul între mine și tine și Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. Răul de la cei răi vine, zice vechea zicală, de aceea eu nu voi pune mâna pe tine. Împotriva cui a pornit împăratul lui Israel? Pe cine urmărești tu? Un câine mort, un purice? Domnul va judeca și va hotărâ între mine și tine, el va vedea, el îmi va apăra pricina și el îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâna ta. Când a sfârșit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis: glasul tău este, fiule David? Și Saul a ridicat glasul și a plâns. Și a zis lui David: tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Tu îți arăți azi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul mă dăduse în mâinile tale și nu m-ai omorât. Dacă întâlnește cineva pe vrășmașul lui, îl lasă oare să-și urmeze drumul în liniște? Domnul să-ți răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta. Acum iată, știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Jură-mi dar pe Domnul că nu-mi vei nimici sămânța mea după mine și nu vei șterge numele meu din casa tatălui meu. David a jurat lui Saul, apoi Saul a plecat acasă, iar David și oamenii lui s-au suit și au locuit în locul întărit. Amin. Vă rog să ocupați locurile. S-a citit Psalmul 23 și gândindu-mă la aceste lucruri, am judecat că este bine să citim și acest cuvânt al Scripturilor, care e așa de minunat, și totodată e bine să mai lecturăm câte ceva din Sfintele Scripturi pentru învățătura noastră și pentru ca să fim mai atenți cu noi înșine față de Dumnezeul nostru cel atotputernic. Glorie Lui! Amin! În Psalmul 23, cum ați auzit, spune fratele, și am spus-o și alte dăți: Domnul nu a fost și nu va fi într-un oarecare timp trecut sau într-un oarecare timp din viitor, ci Domnul este atot prezent, oricând, oriunde, glorie Lui. Domnul este păstorul meu. Relativ la oi,
Să știți, pe cum bine știți, oaia fată un singur miele, o lupoică are 6, 8, 10 cățeluși. Cu toate acestea, lupii pierd și oile se mulțesc. Mărit să fie Domnul! Vulbrand, odată într-o încâlcitură cu ateii în București, a spus, pe ce poți dovedi tu că este Dumnezeu? Și Vulbrand a spus asta, câți lupi sunt în România? Păi nu știm. Câți pui face o lupoică? Păi nici asta nu știm. Păi eu vă spun, de la 6 la 10 sau poate 12, dar câți miei fată oaie? Păi numai un miel. Apoi cum vă puteți explica că lupul, dacă intră într-o turmă, omoară și 100 de oi și 200 dacă nu-i nimeni să le păzească? Dar pe lupi, cine-i omoară? Dar cum se face că lupii nu cresc la număr numai atâta cât Dumnezeu îngăduie și oile cresc fără sfârșit la număr? Nu este cineva care veghează? Și nu i-a putut răspunde nimic. Acum și noi suntem în poziția aceasta de a ne gândi cum Dumnezeu lucră de minunat. Ba, în anul ăsta, în primăvară, ministerul ăsta a ecologiei și a ocrotirii vânatului și ăsta a dat un ordin să nu omoare nimeni, niciun lup, că-s pe cale de dispariție. N-auzi, mă, dar oile le omoară oamenii, mneii primăvara mai ales fac prăpăd între voi. Atâția mnei omoară și totuși oile nu-s pe cale de dispariție și lupii, cu toată înmulțirea lor, sunt pe cale de dispariție. Ce minunat Dumnezeu avem noi! Cum echilibrează El totul în natură! Glorie Lui! Apoi David continuă să zică, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău că Tu ești cu mine. De câte ori am fost și eu în valea umbrei morții? O dată, de două ori chiar, prin boale. Apoi, după aceea, în diferitele stări, când căutau cu tot din adinsul ca să-mi curme viața. Și Dumnezeu m-a păzit. Dar vedeți acum din citatul pe care l-a citit prea iubitul păstor Andrei, din cartea Sfântului proroc Samuel, ați văzut prin cum și cum, adică David a trecut prin valea umbrei morții. Ați văzut cum el acolo putea să fie omorât cu toți cei 600 a lui. Peșterile de la Enghedi, unele din ele le-am văzut, au o intrare, poate nu atât de mare cât e fațada la amvonul ăsta, dar în lăuntru foarte larg, foarte mari, și trebuie să te cațări un pic ca să intri acolo. Și pe vremuri, sigur că oamenii locuiau în peșterile acelea. Ba chiar alții și-au săpat în stânca respectivă căs și acolo dormea. În valea lui Moise există cel puțin un templu cu vreo 3 etaje descoperite și celelalte de mii de ani le-au umplut valea, viitura, ploile. Numai se vede că și în jos merge stâlpii,
Și acolo locuiau oameni, în stâncile acelea. Acolo este Petra, că adică oamenii locuiesc în piatră, în stânci acolo. Ei, am fost și pe acolo, am văzut, dar la noi în țară, la Dunărea, la Cazane, cum era înainte până când nu s-a format lacul, ăsta mare pe Dunăre, care a făcut peste porțile de fier, alte porți cu ecluze, care urcă și coboară vasele de pe Dunăre, care circulă. Mai sus, la Dunărea, la Cazane, am fost într-o peșteră care era, să nu exagerez, dar poate de două sau de trei ori cât clădirea, cât camera asta noastră. Și sus avea tăiat în stânc acolo sus o fereastră pe unde pătrundea soarele. Dar intrarea în ea trebuie să intri mai mult așa pe cote și genunchi și în lăuntru era așa de mare. Am zis, măi, asta seamănă cu peștera de la Enghedi. Asta e mare. Păi dacă o fi fost și noapte, David cu oamenii lui s-a situat în fundul peșterii. Probabil că peștera avea și ceva cotitură de nu s-a observat tot acolo. Și ei au stat acolo. A venit întorcându-se de la război Saul cu oamenii lui, obosiți, s-au pus jos și au dormit. Și Saul era în partea de către David, dar fiind în peștere, n-a stat nimeni lângă el să-l păzească. Ca împărat, el a stat mai deoparte acolo. Numai bine David, oamenii lui au observat când l-au auzit dormind, horcănind de oboseală. Oh, au zis oamenii lui, acum e momentul. Uită-l, el te urmărește să-ți ia viața, dar Domnul ți-l a dat în mâinile tale. Acum fă ce vrei tu, uite, dacă vrei, eu-s gata, ălalalt, eu facem, îl omorâm. Nu, să mă ferească Domnul. Să pui mâna pe unsul Domnului. Ce ne spune aceasta? Aceasta ne spune ceea ce de multe ori noi nu băgăm seamă și nu știm. Dacă un om a ajuns ordinat într-o slujbă duhovnicească, fii atent cum te aghezi tu de omul ăla. Fii atent că astea se plătesc. Și am văzut, și aici au fost cel puțin două persoane care n-au mai încăput și le-am spus de la început, voi veți da de necaz dacă faceți aia sau aia. Și așa s-a întâmplat, pentru că Domnul ține tare mult la o ungere mai ales pe care el o face. Tot așa, pentru o persoană prin care Domnul vorbește ca proroc, ca visător de vise, ca unul care are vedenii de la Dumnezeu, fiți atenți cum vorbiți. Socotiți ca David, că-i mai bine. Ce-o zis el? Să mă ferească Dumnezeu să pui mâna pe unsul Domnului. Și când s-a făcut ziua, Saul cu toată gloata a ieșit și a luat-o prin munți să caute pe David. Dar când a ajuns pe muntele ăla și din coace pe muntele ăsta, David a ieșit numai din peșteră și a strigat la Saul și Saul s-a întors. David, fiindcă acum se vedea de pe un deal pe altul, s-a plecat până la pământ în fața socrului său și a unsului Domnului. Vezi,
tu mă urmărești, ce urmărești tu, o câine mort? Adică ce putere am eu față de tine ca împărat? După ce mă urmărești? Sau ce sunt eu față de tine ca un purece? Mă puteai omori oricând, cum omori un purece. Dar, vezi, Domnul mi te-a dat în mână. Uite-te ce am făcut eu. M-am apropiat de tine când tu dormeai greu și am tăiat colțul mantalei tale. Eu, uite-te că tu nu mai ai colț la manta. S-a uitat Saul, uite, vezi-l în mâna mea. Eu puteam să te omor, dar eu nu te-am omorât. Eu te-am respectat ca părinte, ca împărat, ca uns a Domnului. Vezi? Și atunci Saul a plâns și a recunoscut zicând, tu, fiule, ești mai bun decât mine. Cum te porți tu cu vrăjmașul tău? Cum te porți tu cu omul care îți spune pe față că nu mai încape de tine? Cum te porți tu cu omul care îl vezi tot timpul întors pe dos? Nu vrea să dea mâna cu tine, nu vrea să te salute, nu vrea să te respecte, te vorbește de rău, dar nu te fugărește ca Saul pe David, ești tot în casa ta. Poți tu să ierți, poți tu să arăți așa dragoste încât să-l faci pe ăla să plângă? Dragii mei, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrii morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângăie. Adică toiagul mă abate de la rele, dar dacă comit ceva nuiaua ta, mă zbiciuiește și nu mă lasă să continui fără de legi, în păcate, în uri. Doamne Iisusă, ce minunat știi tu să lucri cu noi, glorie Domnului Iisus! Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrii morții, nu mă tem de niciun rău că tu ești cu mine. Tu-mi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Păi ce masă mai mare decât aia când putea să-l facă tocan în fundul peșterii, dar Dumnezeu nu i-a lăsat nici să audă că-s acolo, nici să vadă. Și-o dormit toți aici și David era cu 600 de oameni viteași după el. Dar nu i-a observat. Oricând ăștia dormeau, dacă ei s-arunca asupra lor, îi făcea praf pe toți. Dar David, cu înțelepciunea lui, mai mult cu inima lui bună, a considerat, nu fac eu rele, că rău a zis David, de la cel rău vine, nu de la Domnul, nu de la cel bun. Rău vine de la cel rău. Deci gândul de a te răzbuna nu vine de la Dumnezeu. Gândul de a vorbi murdar cu vrășmașul tău nu vine de la Dumnezeu. Gândul de a-l învinui pe cineva nu vine de la Dumnezeu. Gândul de a scoate în evidență păcatele cuiva nu vine de la Dumnezeu. Dumnezeu spune în Cartea Proverbelor că dacă ai o pricină, apără-ți pricina ta, dar nu da pe față taina altuia. Nu-i de datoria ta ca copil, ca copilă a lui Dumnezeu să scoți la lumină ce-o făcut ăla, ce face ăla. Nu! Gândul rău vine de la cel rău. Ocările vin de la cei răi. Cei buni totdeauna sunt buni. Așa cum zice Emil Bulgăr într-o frază, soarele roșu răsare și tot roșu el apune. Omul bun
și în zile rele îi tot bun ca în zile bune. Slăvit să fie Domnul! Deci și El a trecut prin multe învinuiri și a trecut prin multe stări. Chiar când era președinte de cult, a avut multe de îndurat, dar s-a gândit și a pus proverbul ăsta în circulație. Soarele roșu răsare și tot roșu el apune, omul bun și în zile rele îi tot bun. Și în zile grele îi tot bun ca în zile bune. Domnul să ne ajute ca să fim cu adevărat tot buni. Nimeni n-a trecut printr-o stare asemănătoare cu David dintre noi. Cineva a putut să treacă. Sau eu, când am fost mereu, mereu sub binoclu și când odată era să mă ia cu o mașină din mijlocul drumului, nu am văzut, n-am auzit, nu nimic. Numai o mașină în plină viteză a sosit lângă mine. De spaimă sau că Domnul a făcut aia, am dat odată cu mâna pe capotă, pe botul mașinii și așa puternică mi-a fost mâna că am sărit până pe trotuar. Dar în mod normal nu poți. Poate unul care e atlet să sară atâta. Dar am sărit și mașina s-a tot dus, n-o stat, cu aceeași viteză mare. Cu toate acestea, Dumnezeu m-a ținut treaz. N-am vorbit de rău pe securitate, n-am vorbit de rău pe frați, n-am vorbit de rău pe cei care mă dușmăneau, ci am căutat să-mi păstrez calmul și vorba cu har. Doamne, fii proslăvit pentru toate! Așa vă rog să învățăm cu toți în seara aceasta, din această frumoasă istorisire și întâmplare a lui David, cum s-a purtat el cu vrăjmașul lui, ce minunat, cu ce tărie a putut el atunci să stea înaintea socrului său, împăratului, și să-i vorbească. Cum zice și de la 18 la vale, iată dar ce însemnează să treci prin valea umbrei morții, fie ea o boală, fie o dușmănie mare care e gata-gata să-ți pună capăt zilelor, sau în orice împrejurare, ferește-te, apără-te, dar nu vorbi de rău. Vorbește de bine și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Și acum, cuvântul lui Dumnezeu din Psalmul 23 este o minunăție, îl citesc mii și milioane de oameni, foarte mulți, îl iau ca un motto pentru viața lor și este minunat. Eu aș vrea, dacă Domnul ne aduce aminte, să cânt cântarea asta minunată. Domnul e păstorul meu, lipsă nu voi duce. El mă paște-n verzi pășuni și la apă dulce. La izvoare de odihnă și la apă dulce. La izvoare de odihnă și la apă dulce. Sufletul mi-nviorează cu povețe bune. Pe căi drepte El mă poartă pentru Sfântul nume, pentru slava Lui cea mare, pentru Sfântul nume,
pentru slava lui cea mare, pentru sfântul nume. Chiar de-ar fi să trec prin valea morții, nu m-aș teme. Cu toiagul tău mă mângâi, Doamne, în orice vreme. Cu toiagul și nu iaua, Doamne, în orice vreme. Cu toiagul și nu iaua, Doamne, în orice vreme. Fericirea și îndurarea vor fi în veci cu mine și voi locui în casa sfântă, Doamne, lângă Tine, până la sfârșitul vieții, Doamne, lângă Tine, până la sfârșitul vieții, Doamne, lângă Tine. Așa să ne ajute Domnul, până gătăm viața asta pământeană, să stăm tot lângă Domnul, mărească-i să numele. În Psalmul 34, versetul 11, de la m-am ocupat și aseară și azi, pe Zoom, în diferitele stări și ipostaze care ne-a dat învățătura Scripturilor, glorie Domnului. Veniți, fiilor, și ascultați-mă și vă voi învăța frica Domnului. Ce chemare minunată ne cheamă David de atunci și fiul lui David de azi, Iisus, Domnul fie slăvit. Fiilor, veniți, fiilor, noi toți suntem fii al lui Dumnezeu, așa cum zice Psalmul 82. V-am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii acelui preanalt. Cel preanalt e Duhul Sfânt și pe noi toți ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Noi suntem fii acelui preanalt. Ei, veniți, fiilor, și ascultați-mă și vă voi învăța frica Domnului. Atât e de minunată frica lui Dumnezeu pusă în om. Frica lui Dumnezeu, dacă o ai, atunci tu vei merge pe mijlocul cărării neprihănirii. Frica lui Dumnezeu, dacă stăpânește în tine, atunci tu nu vei vorbi pe nimeni de rău, nici pe vrăjmașul tău. Atunci nu vei dori rău nimănui, oricine ce ți-ar face. Îmi rămân exemple în viață, cum era și fratele de la graniță de tot, Oania, când un altul i-a dat foc la casă și toți știau cine și primarul și toți, hai, întocmim un proces, îl dăm în judecată. Nu se poate întâmpla nimic să nu știe Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu o știu și-o îngăduit, bine că n-am murit acolo, bine că n-au murit copiii, nevasta, nu, eu nu-l dau în judecată. Vedeți? Și când l-a întâlnit a doua, a treia zi, o da mâna cu el. Nu și-a arătat nici de cum ura, dar el gândindu-se acum că-l știe lumea, că poate ajunge închis, ca așa, s-a bolnăvit. Și Opriș Victor, când am fost în zonă, m-a chemat și am mers la el, la patul lui. Era așa de bolnav. Dar Dumnezeu i-a dat viață, trăiește și azi. Când am fost la hal meu, am văzut că încă-i viu. Dragii mei,
nu răzbunarea îți va face dreptate, ci Dumnezeu îți va face dreptate. Trebuie să știi că ai un păstor. Domnul Iisus Hristos a știut că are păstor pe Tatăl din cer. Așa a zis, eu nu fac nimic, numai ce îmi zice Tatăl, ce face Tatăl, fac și eu. Eu nu vorbesc de la mine nimic, numai ce aud de la Tatăl. Acum noi avem cuvântul lui Dumnezeu aici. După El putem să lucrăm, după El putem vorbi, să nu facem nimic decât ce ne spune Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, fă-ne cu adevărat oi în staulul mântuirii și ajută-ne să ne iubim unii pe alții și pe cei greu de împăciuit, noi să le oferim pace și binecuvântări, să nu dorim rău nimănui. Domnul să ne binecuvinteze ca să putem să știm fiecare că avem un păstor minunat. A Lui să fie slava. Amin. Amin.